Bun găsit, dragii mei! Sunt Nicoleta Gâdea și în această activitate vom afla alte modalități de a ne menține sănătoși. Te-ai gândit că ai putea să-ți faci familia fericită fiind tu bucătarul șef într-o seară? Oare ce fel de mâncare ai putea prepara astfel încât să fie sănătos și să aibă și un gust bun? Pentru a oferi o masă sănătoasă, trebuie să ții cont de metoda farfuriei. Ce este o farfurie sănătoasă? Îți voi arăta imediat. Este modalitatea în care poți controla cantitatea de alimente servite fără a fi nevoie să cântărești ceva. Este foarte simplu. Pentru copii este nevoie de o farfurie mică, iar pentru adulți de o farfurie mare. Mai întâi, împărțiți farfuria pe jumătate și umpleți una dintre jumătăți cu legume. Există două tipuri de legume. Cele cu amidon, precum cartofii, porumbul, mazărea sau fasolea, și cele fără amidon, cum ar fi dovleceii, roșiile, castraveții, ardeiul, salata. Așadar, umpleți jumătate de farfurie cu legume fără amidon. Apoi, un sfert de farfurie cu cereale integrale, orez brun, porumb sau fasole. În celălalt sfert, puneți alimente bogate în proteine, ca de exemplu pește la grătar, carne slabă sau tofu. Dacă adăugați și o felie de pâine integrală sau cu semințe, sau o tortilia, oricui va fi foarte greu să reziste. Pentru a completa meniul, trebuie să introduceți și o băutură, cum ar fi un pahar de apă, o ceașcă de ceai sau o cană de lapte. Aveți multe variante de meniuri sănătoase. Amintiți-vă să urmați întotdeauna aceste reguli. Aveți șansa să deveniți bucătar șef. V-am convins să încercați. Pregătiți masa pentru familia voastră, pozați farfuriile și participați alături de colegii voștri la concursul Sunt un mic bucătar. Sunt Nicoleta Gâdea. Până data viitoare, fiți inspirați!